Bună, prieteni! Astăzi urmează să discutăm despre un subiect sensibil pentru arachnofobi, și anume, top 10 cei mai mari păienjeni din lume. Să începem! Tegenaria parietin. Mai sunt denumiți și Cardinal Spider, denumire provenită de la povestea despre cardinalul Wellesley, care era foarte speriat de aceștia. Sunt recunoscuți pentru lungimea exagerată a picioarelor acestuia, ajungându-se până la de 3 ori mai mari decât corpul lor. Se găsesc cel mai des în sudul Angliei. Mușcă foarte rar, iar dacă o fac, mușcătura nu este dureroasă. Femelele pot trăi până la câțiva ani, pe când masculul trăiește doar câteva săptămâni. Aceștia mor după împerechiere și uneori sunt consumați de femele. Ce le dau o reputație proastă sunt viteza, dimensiunile și activitatea nocturnă. Nephilia edulis. Au mai multe denumiri: țesătorul orb de mătase aurie, păienjenii țesători sferici aurii, păienjenii țesători aurii, păienjenii banană sau păienjenii gigantici de lemn. Culoarea aurie din nume nu este de la culoarea corpului lor, ci a pânzei. Aceasta are o culoare frumoasă, galbenă, iar la lumina soarelui devine aurie. Sunt considerați o delicatesă în Noua Guinee. Veninul țesătorilor aurii este foarte puternic, dar neletal pentru om. Acesta are un efect neurotoxic similar cu cel al văduvei negre. Mușcătura poate produce durere locală, roșață, vezicule care în mod normal dispar după un interval de 24 de ore. Păienjenii țesători aurii sunt răspândiți în regiunile calde din întreaga lume: Australia, Africa, Asia tropicală, insulele din sudul Pacificului. Cerbalus aravensis. Cerbalus aravensis este o specie nouă descoperită în 2010 în nisipurile Samar, Arava, din sudul Israelului. Lungimea păianjenului este de 15 cm, inclusiv picioarele. Este o specie nocturnă, care își sapă galerii subterane. Intrarea în galerie este acoperită de o trapă confecționată din particule de nisip și mătase, acesta oferindu-i și un camuflaj. Este activ în lunile calde de vară. În prezent, efectivul acestei specii este pus în pericol din cauza extinderii zonelor destinate agriculturii și a carierelor de nisip. Phoneutria nigriventer, sau păianjenul vagabond brazilian, cum este denumit de iubitorii de arahnide, este cel mai periculos și veninos păianjen de pe pământ. Trăiesc în toată zona tropicală a Americii Centrale și de Sud. Numele de vagabonzi li s-a retras de la obiceiurile lor. Vagabonzii brazilieni sunt activi, în special pe timpul nopții, când, spre deosebire de alți păienjeni care își întind pânzele și așteaptă răbdători să pice o pradă, aceștia cutreieră terenul în căutarea nenorocoaselor victime. Când se simt amenințați de vreun pericol, chilecerele lor cu rol de fălci devin roșii, parcă de furia arahnidului, și sunt expuse vizibil ca un semn clar de un ultim avertisment înainte de atac. Au un văz excelent, precum toți prădătorii de urmărire care se hrănesc cu prăzi active. Păianjenii Histerocrates. Gigantul păianjen babuin face parte din categoria tarantulelor. Sunt nativi în continentul Africa. Pot trăi până la 12 ani. Numele îi provine de la o particularitate fizică, și anume, ultimele segmente ale picioarelor din spate seamănă cu degete de babuin. Sunt crescute ca animale de companie pentru că nu prezintă un pericol pentru oameni. Xenestis imanis. Este un păianjen originar din Columbia. I se mai spune și sudorul negru columbian. Femelele pot trăi până la 15 ani, iar masculii trăiesc între 3 și 4 ani. Adulții masculi sunt mai colorați ca femelele. Solifuge, sau păianjenul cămilă. Nu reprezintă o amenințare pentru oameni. Deși mușcătura lor este dureroasă la rozătoare, păsări mici, șopârle și insecte, aceste animale de pradă atacă doar să mănânce. Sunt cunoscuți și ca păianjenii soarelui, se găsesc în Africa de Nord și Orientul Mijlociu, iar denumirea provine de la particularitatea spatelui lor, și anume că este cocoșat. Teraphosa blondii. Numit și păianjen mâncător de păsări goliat, este considerat cel mai lung păianjen din lume. Primii exploratori europeni l-au văzut mâncând o pasăre colibri, de unde a și primit denumirea. Lungimea unei astfel de tarantule este de 30 de centimetri. Această tarantulă este deosebit de agresivă. Dacă este amenințată, produce un sunet șuierător numit stridulație. Acesta este produs prin frecarea perișorilor de pe membre. Apoi expulzează peri iritanți în dușmani. Dacă nici aceasta nu ajută, atunci îl va ataca.
Perișorii iritanți nu sunt periculoși pentru om, însă pot produce reacții alergice, erupții cutanate sau inflamații. În ciuda numelui său, mâncător de păsări, acest păianjen rare ori vânează păsări, doar ocazional. Dieta lor constă în principal din insecte și alte nevertebrate. Cu toate acestea, datorită dimensiunii sale mari, nu este neobișnuit pentru această specie să vâneze și vertebrate. În zonele sălbatice, specii mai mari de Theraphosa blondi au fost observate hrănindu-se cu rozătoare, șopârle, lilieci și șerpi veninoși. Lasiodora parafibana. Mai este denumit și tarantula roz somon braziliană. Dacă este amenințată, tarantula roz somon braziliană devine agresivă, deși acești păianjeni sunt de obicei timizi. Ea este capabilă de o mușcătură dureroasă, dar doar atunci când este ultima soluție. Acești păianjeni sunt cunoscuți pentru vânatul lor de șerpi mici. Sparaside. Se mai numesc și păienjenii vânători sau păienjenii craburiași. Sunt recunoscuți pentru dimensiunile lor mari și modul de a vâna. Nu sunt înregistrate cazuri de mușcătură a omului, însă se știe că femeia este foarte protectivă cu ouăle ei. O mușcătură nu ar necesita tratament medical. Depășesc 30 de cm în dimensiuni. Acesta a fost episodul de astăzi. Nu uitați să vă abonați și să apăsați clopoțelul pentru a primi notificare atunci când postez un episod nou. Pentru orice întrebări legate de videoclip sau probleme medical-veterinare, mă găsiți pe Instagram, Facebook sau în secțiunea de comentarii.